Pandurii a reușit să, transform, să transfere un fundaj portughez. Este vorba despre Vasco Fernandez, fotbalist care a jucat în Spania, Portugalia și Franța. Apărătorul în vârstă de 29 de ani a evoluat pentru echipe precum Bordeaux, Celta Vigo și Beiramar. Narcis Răducan afirmă că acest transfer este unul pentru gorjeni, portughezul fiind un jucător cu experiență. După ce au bătut palma cu Wellington, oficialii pandurilor au reușit o nouă înțelegere. Gorjenii s-au înțeles cu Vasco Fernandez pentru următorii doi ani. Fundașul portughez a evoluat la echipe puternice precum Bordeaux, Celta Vigo și Beira Mar. Președintele echipei pandurii Narcis Răducan este încântat de transferul reușit. Vasco Fernandez a semnat un contract pentru doi ani cu echipa noastră. Este un jucător cu experiență, acest lucru fiind foarte important, pentru că a jucat în prima ligă în campionate puternice precum cele din Spania și Portugalia. Îi urăm pe acea această cale bun venit la echipa noastră și sperăm să ne ajută să ne îndeplinim obiectivele propuse pentru acest sezon. A spus Răducan. Pandurii se află în acest moment în Olanda, acolo unde Edi Ordănescu a stabilit cantonamentul echipei.